În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuviosului Lui. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Drept muritori creștini, prăznuim astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, a cărui sfinte moaște se află la București, în Catedrala Patriarhală. Într-una din cântările închinate Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarab, din cadrul vecerniei, imnograful îl prezintă în lumina cuvintelor Sfântului Apostol Pavel. Iată ce zice imnograful, ce zice cântarea. Pavel, apostolul, vasul cel sfânt al alegerii, zice: pe cei slabi și pe cei simpli i-a ales Domnul ca să înfrunte pe cei tari ai lumii acesteia. Imnograful folosește cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetele 27 și 28, pentru a descrie viața cuviosului Dimitrie cel Nou. Cu aceste cuvinte, Apostolul Pavel răstoarnă ierarhiile omenești, indicând astfel ierarhia lui Dumnezeu. Descoperă modul în care Dumnezeu lucrează în lume și că înaintea Lui nu există nimeni care să nu primească atenție, care să nu primească îmbrățișare de la Părintele Ceresc, care să nu poată fi într-o relație direct personală cu Dumnezeu. Dumnezeu face minuni cu cel care dorește, cu cel care se deschide. Dumnezeu face minuni cu cel care se dăruiește, cu cel care își înalță inima spre El, ca Dumnezeu să se lăjluiască în inima Lui. În această situație se arată că dacă noi, oamenii, îi socotim pe cei de jos, slabi și nevrednici de lucruri mari în această lume, la Dumnezeu însă nu se întâmplă așa. Dumnezeu a arătat marea Lui putere, smerind pe cei mari prin cei păruți mici, ca și cum n-ar însemna nimic. Și zice Apostolul Pavel așa: Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți. Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari. Dumnezeu și-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și încheie Apostolul Pavel zicând: cel ce se laudă în Domnul să se laude. Iar în alt loc, tot Apostolul Pavel zice: să nu-mi fie mie a mă lăuda decât în crucea lui Hristos. Vedem că Dumnezeu alege cele nebune ale lumii, devalorizându-le, devalorizând astfel
pe cei care se cred înțelepți. El le descoperă rușinea, descoperă nebunia lor. Prin faptul că își folosesc așa zisa înțelepciune pentru lauda de sine, chiar pentru răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu alege pe cei slabi și demască prin aceasta puterea omenească, cheamă nu numai oameni simpli și neînvățați, ci și pe cerșetori, pe cei disprețuiți, pe cei nebăgați în seamă, ca astfel să smerească pe puternicii zilei, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Oameni nebăgați în seamă, oameni de a căror existență știau foarte puțin, Dumnezeu i-a preaslăvit și le-a dat lor nume mai presus de orice nume. I-a făcut sfinți. Ne-a dat nouă exemple vii, exemple de mântuire, exemple chiar din neamul nostru, cum este cazul Sfântului Dimitrie. Iar acest lucru o face arătându-ne în acest fel atât marea lui înțelepciune, cât și marea lui iubire față de oameni, față de noi toți. Înțeleptul Solomon zice așa, am auzit cuvântul acesta seară în cadrul vecerniei: cel drept, chiar când apucă să moară mai devreme, dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori cu numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiindu-lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit. Și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Un astfel de om a fost și Sfântul Dimitrie cel Nou. Un om simplu, păstor de oi, care, auzind cuvintele tainicei chemări a lui Dumnezeu, părăsește toate obiceiurile lumești, urmând astfel calea sihaștrilor, se retrage într-o peșteră, luându-și crucea și urmând Domnului nostru Iisus Hristos. În acest fel, fiind cu totul liber de cele ale lumii, începe urcușul său duhovnicesc, după modelul marilor trăitori ai vieții pusnicești. Și acum ne întrebăm, cum a ajuns la sfințenie? Iar aici tot imnograful ne răspunde, printr-o cântare, tot în cadrul vecerniei, unde ne și face un portret al Sfântului Dimitrie, zicând: păstor simplu fiind și slujitor între oameni, ca un prunc fără prihană, cu fericire te-a preaslăvit. Ostenelile trupului, înfrânarea poftelor și privegherea de toate nopțile, smerenia cea către toți și blândețele te-au preamărit și vestit te-au arătat tuturor credincioșilor, ci ca cel ce-ai mare îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te ca și noi toți să ne mântuim. Iată, iubiți credincioși,
rețeta perfectă pentru mântuire. Modul în care sufletul nostru se încarcă cu darurile Sfântului Duh. Modul în care ajungem sfinți. Dumnezeu cere de la noi simplitate. Niciodată Dumnezeu nu va cere mai mult decât am putea noi face. Iată, Sfântul Dimitrie a fost păstor simplu. Imnograful îl compară ca un prunc fără prihană, adică ca un copil nevinovat, fără de păcat, ca un copil care își iubește părintele, care se lasă mereu în voia lui Dumnezeu, ca un copil care iubește sincer pe părintele său. În continuare, cântarea ne oferă 5 ingrediente, aș spune, ale sfințeniei, pe care le voi lua pe rând. Mai întâi, imnograful amintește de ostenelile trupului, care nu sunt altceva decât arme ale virtuților și se fac mântuitoare sufletului. Ce este osteneala trupului? Osteneala trupului constă în lupta noastră cu patimile. Și anume, de fiecare dată când suntem doborâți de patim, trebuie să avem o luptă continuă. Ori de câte ori vom cădea, trebuie să ne ridicăm. Să ne punem în nădejdea în Dumnezeu, în ajutorul Lui și în mila Lui. Iar în acest fel vom birui patimile. Înfrânarea poftelor. Înfrânarea poftelor înseamnă exersarea vieții creștine. Înseamnă cumpătare față de comportamentul nostru, cumpătare față de orice lucru care ne provoacă dependență și exces. A treia treaptă este privegherea. Privegherea de toată noaptea, care poate fi atât rugăciunea neîncetată pe care trebuie să o avem, cât și privegherea de a nu fi luați prin surprindere de păcate, de patimile care au pus stăpânire pe noi. Rugăciunea cea din toată vremea și din tot locul este arma noastră împotriva tuturor gândurilor răutății, împotriva tuturor patimilor. Căci a te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu. Iar când stai de vorbă cu Dumnezeu, atunci vrăjmașul nu mai are loc. Al patrulea element amintit de imnograf este smerenia. Smerenia nu trebuie să fie pentru noi doar o virtute, ci chiar un mod de viață. Și aici părinții bisericii ne vorbesc despre smerita cugetare, în sensul că este nevoie să reușești ca să îți smerești mintea. Să ai această convingere, această certitudine că noi suntem dedesubtul tuturor făpturilor. Să avem, de fapt, conștiința Apostolului Pavel, care zice că cel dintâi dintre păcătoși sunt eu. Mitropolitul Antonie Plămădeală are un cuvânt foarte frumos care spune așa: dacă vrei să faci apelul celor smeriți, să știi că nu-ți va răspunde nimeni. Pentru că dacă se întâmplă să-ți răspundă cineva, acela cu siguranță va fi un om mândru. Cea din urmă virtute, a cincea, necesară mântuirii, este blândețea. De ce? Blândețea aduce pace,
Blândețea aduce pace cu Dumnezeu, pace cu toți oamenii. Cel blând e întotdeauna în pace cu toată lumea. Are Duhul liniștit, fața senină. Nu e pornit spre deșertăciune, căci e împlinitorul dreptății și adevărului. Iubiți credincioși, iată, avem toate ingredientele necesare mântuirii. Și mai cu seamă îl avem pe Sfântul Dimitrie cel Nou, din neamul nostru, astfel încât noi să nu avem nicio scuză că nu ne putem mântui, și astfel să-L rugăm pe Sfântul Dimitrie așa. O Sfinte Dimitrie, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, roagă-te ca și noi toți să ne mântuim. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin.